pune și poza. Ok, dragilor, așa că bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Suntem la, suntem la celebrarea minicursului de mecanismul luării deciziilor bune, ceea ce este extraordinar și minunat, pentru că viața noastră este formată din cumul deciziilor pe care le luăm. Eu sunt Loredana Lati, sunt președinta Academiei de Coaching din România și cu mare drag îți prezint acești oameni geniali și extraordinari care ne vor împărtăși din înțelepciunea lor. Și este momentul meu preferat în care învăț de la ei. Așadar, dragilor, super! Cine prea ștafeta? Prea cineva ștafeta? Justin? Bună seara, prefer să ascult. Am foarte mult de muncă, asta știu. Mai bine tac și fac. Super, adică înțelepciune, tac și fac, fraților. Mulțumesc, draga mea. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Cu multă iubire, mulțumesc. Superb, altcineva, dragi colegi? Cine mai tace și face? Adevărul e că e musai de tăcut și de făcut, așa este. E musai, mulțumesc, da, super tare. Cine mai împărtășește din înțelepciune? Bună seara, sunt Stella Demeter, să-mi activez și camera. Mulțumesc tare mult, mulțumesc din suflet pentru acceptul întârziat. Bineînțeles că este de lucrat. Te urmăresc de ceva vreme, Loredana, și îmi place foarte mult. Un pic ne-am pierdut pe traseu, dar te-am, cum nimic nu e întâmplător, ai reapărut în viața mea. Și am ținut foarte mult să particip în seara asta, dar se pare că cu cardul n-a fost așa de... Știi cum e, obstacolele nu sunt degeaba, dar uite că am reușit. Voi urmări, abia aștept mâine să văd cursul întreg și voi fi prezentă cât de mult posibil. Oricum, te urmăresc și îți mulțumesc foarte mult și te admir foarte mult și vă iubesc foarte mult pe toate. Wow, super, Stella, bravo, felicitări pentru perseverență, că tot ai reușit să intri până la urmă. Mulțumesc, Felicitări, felicitări pentru decizia de a participa, știi? La urmă, da, și un pic, dar am fost. Mulțumesc. Super, Stella, super, mulțumesc și eu. Da, mâine este înregistrat, e pus pe site înregistrat, deci e super, ok. Mulțumesc. Fac un weekend cu tine, cu voi. Da. Așa este, mulțumesc, super, super. Altcineva, mulțumesc. Dragi? Altcineva, dragi colegi? Lidia? Deschide microfonul, Lidia. Așa? Da? Da. Da. Loredana, te iubesc. Și cred că e scopul tău în viață să schimbi vieților oamenilor, care mi-ai schimbat și mie. Te-am cunoscut dintr-o dată pe YouTube din întâmplare și am zis, hai să văd ce are de zis. Și vreau să zic că de câteva săptămâni deja mă uimesc de mine, de schimbarea mea personală. Sunt singură și nu am știut că am atâta putere și cred. Deci m-am înscris la cursul din 24 februarie, de-abia aștept. Și ești minunată și uite, am să-mi fac temele. Mi-am pus și punctele și mai e de lucrat la mine, dar... Sunt pe drumul cel bun, îți mulțumesc din suflet. Dumnezeu te-a pus cu un scop în această lume și deosebit. Cred că foarte multe vieți a femeilor, dar și a bărbaților se vor schimba, să luăm deciziile bune. Am învățat foarte multe de la tine, de la filme de pe YouTube. Sunt fericită și simt că am putere, că zâmbesc. Deja m-am schimbat și la locul de muncă. S-au schimbat lucrurile, era problemă până la urmă. Mulțumesc! Wow, ce frumos, Lidia! Bravo! Felicitări, felicitări! Da, așa e, fraților, se schimbă! Cum spuneam, se schimbă! Se poate și cred că se poate. Da, așa este. Se schimbă interiorul, se schimbă exteriorul. Este exact. Altfel, degeaba se schimbă exteriorul, că interiorul, dacă rămâne același... Tot aia e. Am văzut o replică într-un film foarte faină, ceva de genul
Era un tip și s-a dus cu o tipă care era polițistă și a oferit așa o chestie, o cină foarte romantică pe un vârf de bloc foarte frumos, foarte spectaculos, cu un view din ăsta. Și la un moment dat au pornit artificiile, iar ea s-a băgat sub masă, crezând că sunt focuri de armă. Și el îi spune, o ia așa în brațe și îi spune, e ușor să scoți fata din Chicago, că erau din Chicago, dar e greu să scoți... nu, e ușor să, da, să scoți fata din Chicago, dar e greu să scoți Chicago din fată. Și mi s-a părut genial, am râs atunci, am spus, wow, ce adevărat, așa este. Super, Lidia, mulțumesc, felicitări. Super. Altcineva, dragi colegi? Cine mai împărtășește? Nu mai împărtășește cineva? Alexandra? Bună seara Loredana, bună seara dragi colegi minunați. A fost o decizie acest curs în ultima clipă și îți mulțumesc, Loredana, că ai avut răbdarea cu mine să-mi trimiți link-ul. Decizia a fost luată, a venit așa din intuiție, mi-a venit un gând, să zicem, în seara asta simt că Loredana face ceva. M-am uitat pe grup și am văzut că într-adevăr făceai un curs în seara asta de care eu nu știam și atunci am simțit intuitiv, universul meu mi-a zis, vrei să participi la acest curs? Și zic, da, bine, atunci participăm la acest curs. Eu consider că pentru mine, din punctul meu de vedere, cele mai bune decizii pe care le-am luat până acum au fost toate din intuiție, din aliniere cu propriul meu univers, cu valorile morale și uneori poate nu din atât mult dintr-un proces logic. Acum merg mai mult pe ceea ce simt, pe ceea ce consider eu că e ok și uite că și în seara asta am luat o decizie extraordinară și genială, așa cum se întâmplă de obicei. Că universul m-a dus exact unde aveam nevoie, propriul univers m-a dus unde aveam nevoie și în seara asta m-am găsit un răspuns pe care nu neapărat că mă așteptam sau îl căutam, dar a venit și în plus a fost și o co-creație, să spunem, pentru că am găsit niște persoane, așa uitându-mă la colegii din jur, cu care rezonez și cu care cred că în viitor probabil ori vom colabora, ori ne vom cunoaște, oricum universul ne aduce împreună tot timpul pe o lege a rezonanței. Și a fost frumos, a fost o seară foarte frumoasă și îmi pare foarte bine că m-am ascultat. Și îți mulțumesc ție pentru că ne-ai susținut și energetic și cu cuvinte minunate și chiar am învățat foarte mult. Îți mulțumesc, Loredana. Cu multă iubire, Alexandra, felicitări, felicitări pentru decizie, felicitări pentru acțiune, că e foarte importantă și acțiunea. Bravo, felicitări, că așa se produce schimbarea, că noi putem să decidem, dacă nu acționăm egal cu zero. Adică tot aia e, totul în aia rămâne. Super, mulțumesc frumos, super, Alexandra, așa este. Felicitări și, într-adevăr, universul le așează. Deci le așează, fraților, și exact cum ai zis, pe vibrația asta, rezonanței, deci ne așează. Pur și simplu, ne scoate în cale ce e de scos. Mulțumesc, super! Ce avem în interior, de altfel o să proiectăm și în exterior. Super! Altcineva, dragi colegi? Ne mai împărtășește cineva? Cred că nu pentru un moment, dar este absolut ok. Așadar, dragilor, spor la decizii minunate, sănătoase, bune, din care și voi să câștigați, dacă sunt de echipă să câștige și celălalt membru al echipei sau ceilalți membri ai echipei, un element extraordinar de important. Mecanismul deciziei este foarte simplu, este foarte păcubil, cuvântul inventat de mine, precum știți. Așa că vă doresc spor în toate și vă aștept cu mare drag și la minicursuri și la cursurile mari de specializare. Vă reamintesc cursurile de specializare acum în sfârșitul februarie, că în februarie, în mai și în septembrie și în decembrie este cursul de practitioner coach, este singurul curs care are mai multe serii pe an. În martie este cursul de reprogramare mentală, în aprilie este cursul de analiză tranzacțională, în mai este cursul de leadership, nu, în iunie este cursul de leadership, în noiembrie este cursul de vindecare emoțională. Așa încât agenda pe anul acesta e făcută la cursuri de specializare, în rest, mini-cursurile sunt în fiecare joi, mai puțin în ultima joie din lună, pentru că atunci e cursul, e un curs mare de specializare,
Sunt în fiecare joi până la sfârșitul aprilie, am făcut deja lista, am făcut deja programul. Așa că vă îmbrățișez, vă iubesc și vă doresc o seară superbă și detalii găsiți pe academiadecoaching.ro, la cursuri sau la mini-cursuri sau ateliere sau workshop-uri și cu multă iubire să creștem împreună, dragilor. Sau la telefon 0752 163 163. Vă pup și vă iubesc! Pa!